Dacă ar fi să descriu panelul din această seară, cred că aș zice așa. No, nu ne plac conflictele, dar ne pricepem foarte bine la ele. Și ca să ne asigurăm că vorbim despre aceleași lucruri în seara asta, aș vrea să pornim de la a clarifica câțiva termeni. Pentru că în... Dialogurile dintre noi, de multe ori folosim termeni diferiți care spun același lucru sau același lucru care înseamnă lucruri diferite pentru fiecare. Așadar, vă întreb, care sunt diferențele între diferență de opinie, dezacord, divergență, conflict, ceartă? Și despre ce vorbim noi în seara asta? Dacă ar fi să descriem puțin subiectul, administrarea conflictelor, când vorbim despre conflict, la ce ne vom referi noi în discuția de astăzi? Acum, eu cred că vom vorbi câte puțin din fiecare astăzi, în sensul că atunci când vorbim de administrarea conflictelor, cred că trecem prin toate fazele asta sau e foarte posibil să trecem prin toate fazele. Așa că diferența dintre ele... Oarecum le-ai pus gradat, am impresia, nu știu dacă cearta aș pune ultima, dacă mergem pe linia asta gradării. Cred că lucrurile se transformă în conflict, de la diferențe de opinie, divergențe, nu știu ce mai era înainte de conflict, dezacord pot fi niște etape premergătoare conflictului. Nu cred că încă sunt un conflict, nici diferența de opinie, nici dezacordul. Nu cred că este neapărat un conflict, dar acestea pot, se pot transforma în conflict. Și atunci, după cum aș înțelege eu sau aș defini eu termenii, conflictul apare atunci când Lucrurile trec de la un nivel de un schimb de idei sau divergențe sau diferențe de opinii la o, un atac personal, și un alt element al conflictului este durabilitatea, durata. E o chestie care se continuă. Rămâi cu niște resentimente, niște secole, un conflict este, îl văd ca fiind ceva mai complex. Iar cearta o văd mai, o, mai degrabă un conflict mai încărcat de emoție. Uh, dar o ceartă poate fi acum și nu, poate să nu se transforme în conflict neapărat. Nu știu ce părere aveți și voi. Uh... Cristi, cum înțelegi? Uh, eu mi le-am notat puțin, pentru că la mine e mai greu ca să le țin minte. Uh, și mi-am notat niște exemple, cumva, cum le înțeleg eu, cum le percep eu. Și spuneam, de exemplu, dezacordul, când doi colegi de serviciu discută despre cea mai bună strategie de marketing pentru un produs, unul crede că ar trebui să se concentreze pe rețele sociale, altul crede că trebuie să trimite e uri e doar un dezacord. Unul crede ceva, unul crede altceva. Dar nu e implicație emoțională. Credem lucruri diferite. Divergențe le-aș duce la un nivel puțin mai profund. Când e vorba despre o temă, când e vorba de o părere, de exemplu, cum să conduci ceva, cum să... Și am... M-am gândit la un caz într-o conferință academică, doi cercetători prezintă teorii diferite despre cauzele schimbării climatice. Unul susține că activitatea umană este principalul factor, în timp ce celălalt crede că variațiile naturale joacă un rol mai mare. Ei au divergențe de opinie, dar amândoi contribuie la discuția academică și la înțelegerea subiectului. Îi o temă mai mare, îți divergențe, cred lucruri diferite, dar. Poate și puțin un element de emoție, dar nu-i dus încă la. nu-i nu de emoție multă. Și cred că lucrurile mergând mai departe, conflict, ceartă, cred că aici se încarcă cu mult mai multă emoție, și deja trece de la nivelul rațional la un nivel cu mult mai multă emoție. Bun. Deci, ca să avem un Da, spune. Ca să avem un conflict. Um, ziceți că e nevoie ca intensitatea emoțională să fie de un anumit nivel, sau implicarea personală, uh, trebuie să existe acel element de atac la persoană în care nu mai discutăm argumente, ci mă leg de tine, de anumite, poate de anumite trăsături ale tale, sau te lovesc unde știu că doare. Și, pe de altă parte, avem o durată prelungită a tensiunii sau a conflictuale. Da? da. Relația se resimte. Așa, deci Lucrurile trec la nivel de relație deja. Dacă e vorba de social media sau trimit e-mail-uri, este o, un dezacord, dar poate deveni un conflict dacă spui, băi, ești prost că nu știi ce să faci. Atunci deja lucrurile cred că se pot trec la nivelul unui conflict. Da. Deci, emoție, atac la persoană și o relație ce se resimte după aceea și atunci putem numi că ceva este într-un este un conflict deja Care credeți că sunt principalele cauze ale conflictului cu precădere într-o comunitate de credincioși? Vorba lui Iacov De unde vin certurile între noi? Eu cred că pot fi multe cauze ale conflictului Iacov zice că vin din plăcerile noastre Care se luptă în noi Poftim, nu avem, invidiem Și așa mai departe Dorințe legitime sau nelegitime Pe care încercăm să le Să ni le impunem Sau să ne să avem, da, să, să ne bucurăm de ele Probabil în detrimentul altora Dar cred că sunt mult, mai multe cauze Ale conflictului Pe lângă acestea Cred că mai poate fi, eu știu păcatul, cred că o altă cauză poate să fie pur și simplu o un comunicare, un, o interpretare greșită a celuilalt, a ce zice, a cum zice și încep să duci lucrurile un pic mai departe, uh, ai impresia că modul, cum să zici, tonul și alte elemente de genul ăsta pot să creeze și să dezvolte un conflict. Uh. Aș mai adăuga la ce a spus Răi, că uneori cred că conflictul poate veni de multe ori și dintr-o intenție bună. Poate veni văzând pe celălalt că face anumite lucruri și crezi că de fapt se duce într-o direcție greșită și tu vrei să îndrepti. Și uneori intri cu toporul, intri cu bocance, că tu vrei să îndrepti și să nu lași să ducă lucrurile de râpă. Cred că și aici poate să apară un conflict când încerci să-ți impui punctul de vedere cu orice preț. Deci exact ce ce, ce încercam să zic, uh, și o diferență, orice lucru poate deveni un conflict, sau din orice, un conflict poate zvără din orice, dacă trecem de la nivelul de idee la nivelul de, de la atac la persoană. O diferență de viziune, de strategie, uitați-vă în fapte șase, în fapte, uh, uh, apar niște probleme acolo, uh, motivațiile cu care slujești și într-o biserică, auzim pe Petru, în 1 Petru 5, spune conducătorilor, păstorii de Dumnezeu, purtându-i de grijă, nu din obligație, ci de bunăvoie, fără a fi lacom de câștig murdar, de dornici de slujire, nu ca unii care domniți pe ce ceva căzut la sorți. Deci până și modul în care conduci și faci o lucrare în biserică, poate să creeze un conflict în funcție de motivațiile tale. Cred că ca... La conflict se poate ajunge aproape din orice, dacă nu știi să-ți și să-ți ții lucrurile Cum ați răspunde la următorul lucru? Să păstrez sau să conserv relația cu orice preț? Sau sunt situații în care, mai ales când vorbim de situații legate de păcat în comunitate, sau să am dreptate cu orice preț. Eu mă gândesc așa. Cred că e important și să ne definim uh, scopurile și motivația care stă în spatele acelui spirit care te face să vrei să ai dreptate cu orice preț. Um, adică vine dintr-un context în care te pui pe tine în sus pe uh, primul loc cu orice preț sau nu ai încredere în celălalt sau nu ai încredere. Um, în felul în care vede el lucrurile, poate desconsider felul în care uh, vede el lucrurile pentru că competiția poate fi benefică într-o situație care este um, așa uh, fremuită ca fiind o situație de joc în care poți să dai drumul să încerci să, să fii competitiv dar în momentul în care uh, o aduci în relație și mai ales în relații apropiate poate fi destul de, uh, de deunătoare în același timp, însă, reversul competiției ar putea fi căutarea unei, re unei rezolvări de tip win-win, în care încerci să găsești o modalitate prin care să împace ambele persoane și să arăți că fiecare persoană care e parte dintr-un conflict e importantă și, deci, și relația este importantă pentru tine. Pentru că cred că sunt situații în care e necesar să pui relația pe primul loc fără să ne gândim aici la uh, situația pe care, specifică pe care tu ai menționat-o, și anume o, uh, o situație în care e vorba de, de un păcat. Mă gândeam și la textul din Filipeni 2 cu 3 și 4, care zice așa, nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de ceartă, ci în smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși, fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora. Și mi se pare că un text de genul acesta, uh, Tranșează destul de bine ideea de a-ți face dreptate cu orice preț, pentru că, în contextul în care încerci să-l vezi pe celălalt, mai presus de tine însuți, sau încerci să te uiți la foloasele celuilalt, în primul rând, și nu la ale tale, o să-ți fie foarte greu să te pui pe tine pe primul loc cu orice preț. Deci, cumva, chiar și atunci când ai dreptate și ai și scriptura ca aliat, în ceea ce privește dreptatea, relația e mai importantă sau ar trebui cu orice preț să cauți salvarea și menținerea relației? Eu aici aș introduce și ideea aceea de what would Jesus do? Pentru că la Hristos relațiile erau foarte importante și omul din față era mai important decât să-ți faci dreptate. Dar cum faci lucrul ăsta e o poveste un pic mai complicată. Da, dar Hristos a și luat biciul la ei. Ce bine da. să înțeles după aceea. Deci eu cred că trebuie, de la caz la caz trebuie să găsim un echilibru. Nu sacrifici adevărul de dragul relației, dar nici o relație de dragul adevărului. Și atunci, undeva, în funcție de caz, trebuie calculat bine ce ai de făcut. Dar aș puțin la întrebare. Întrebarea mi se pare puțin, sunt două extreme puse în întrebare. Nu aș merge nici pe o extremă, nici pe cealaltă. Adică, cred că în anumite situații, sau nu cred că orice relație, sau dintr-un conflict, orice relație trebuie recuperată. Cred că în urma unui conflict, încercați să fie administrat și dacă lucrurile nu merg bine, nu cred că e ceva rău ca să ieși dintr-o relație. Da. Deci, n-aș merge pe varianta să câștigi orice relație cu orice preț. Da, vom reveni la, la această idee, la felul în care se finalizează conflictele sau opțiunile pe care le avem. Mai, mai aveți ceva de zis aici, la cauze? Deci, din câte am înțeles, cauzele conflictului dezacord, neînțelegere cu privire la anumite lucruri, lipsă de comunicare sau deficit de com așa, rea intenție. Aș mai adăuga prejudecățile, bârfa, invidia și gelozia, Mulțumim. dorința de a avea mereu de dreptate, dorința de a demonstra ceva sau de a, a te afirma în vreun fel. Eu, sau... aș, adăuga. Eu aș adăuga și anumite situații subiective. Uh, te simți aiurea într-un moment și ai așa o izbucnire de aia de moment și în loc că după aia, adică o oboseală al oriceva și adaugi foarte multe element într-un dezacord de asta și încep să bufnește aiurea. Și aia poate să fie o cauză și după asta, pentru că ți-e rușine să dai înapoi, o continui. În loc să zici, bă, am fost pro și mi-o luat gura pe dinainte, o continui, că nu poți să dai înapoi. Și la listă aș mai adăuga, am înțeles întregire păcatul, în ce sens? Ca biserică avem datoria să confruntăm păcatul, să luăm anumite măsuri, ne învață scriptura, încercând să restaurăm credincioșii care se complacă în păcat și atunci aplicând principiile de disciplinare ale bisericii cu scopuri schimbării și restaurării, din experiența de viață pot apăra conflicte, oamenii nu înțeleg sau nu. Aplicăm disciplinarea într-un proces uh, foarte înțelept. Uh, Nu-i nu corectăm cu duhul blândeții, cum zice în Galaten 6.1. Deci uh, uh, uneori și măsurile pe care trebuie să le iei uh, pot genera un conflict uh, interpersonal. Păcatul fiind la mijloc. Mă refer acum la comunitatea de credință. Bun. Am văzut care câteva dintre cauzele care stau la baza producerii conflictului. Și aș merge un pic mai departe să ne uităm la modalitățile sau la strategiile prin care oamenii fac față conflictelor sau administrează conflictele. Și aș vrea, Ovi, să afișezi imaginea care s-ar putea să ne ajute un pic să navigăm prin. Toate aceste strategii. Avem două extreme. În partea stângă, evitare. Vrei să scapi cu orice preț de orice situație conflictuală. Îi un disconfort extrem de mare să simți tensiunea aia. Și pe Cealaltă extremă, avem răspunsurile de atac, da? Și pe mijloc ar fi toate variantele optime pentru a face față conflictelor. Vă rog. Comentarii? Imaginea pe care o vedem este gândită din câte știu eu de cei de la The, The Peacemakers, parcă zice, uh, au încercat într-o diagramă să cuprindă un mod de raportare la conflict, la administrarea conflictului. Uh, este cuprinzătoare, nu știu dacă e singura, nu știu dacă e cea mai bună, poate o să auzim și alte perspective, dar ceea ce vedem acolo cam asta e gândirea din spate și eu cred că ne poate orienta spre uh, o abordare a conflictului uh, sănătoasă. Uh, așa că ceea ce vedeți acolo, începem din stânga. Uh, prima parte cu albastru este pacea simulată sau evadarea, evitarea. Uh, o parte din noi sau fiecare avem un, un mod al nostru preponderent de a reacționa la conflict. Așa că, unii suntem în partea asta stângă, în care uh, încercăm o pace sau încercăm să fugim de, de, de conflict. Și asta se întâmplă în vreo trei feluri, spun ei. Negarea. Pretins că problema nu există. Și, în alte cuvinte, refuz să faci orice pas înspre rezolvare. Um, o, o negi. Abordarea asta poate că îți aduce o liberare temporară, dar de obicei, în timp, îți agravează, agravează relația, agravează problema. Uh, apoi vedem că o, o, o altă tendință este fuga de conflict. Uh, asta înseamnă, am un conflict cu cineva, mă retrag din uh, relație, îmi dau demisia, eu știu, divorțez, schimb biserica și putem da și alte exemple. Fugi de conflict, am un conflict acolo, îmi găsesc locul în altă parte. Nu vrei să te ocupi de problemă, de conflictul în care te afli uh, și atunci prefer să fugi. Unii îl neagă, am văzut, alții uh, o iau la fugă de pleacă. Acum, aici poate că vom discuta mai târziu în ce măsură legitim sau nu, că cred că în anumite circunstanțe fuga poate fi legitimă și găsim exemple și în scriptură, dar și în funcție de situație, uneori poate că e bine să te retragi și să pleci. Dar ca tendință, o, 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 o fugă de conflict. Apoi, Sinuciderea, vedeți, este sigur partea cea mai extremă, omul își pierde speranța, că e posibil să strige după ajutor sau să încerce să-și rea viața. E o extremă care probabil se întâmplă mai rar, dar eu știu fiecare cu starea lui emoțională și cu conflictul în care se află. Apoi, în extrema cealaltă, dacă în stânga a fost pacea simulată, contrafăcută, evadarea, în partea cealaltă este pacea, eu știu, fărămată, ruptă, unde este tendința de a ataca. Te afli într-o situație conflictuală, de, în extrema cealaltă este omul genul de om care atacă în conflict. Uh, și unii oameni tind să se folosească de atacare atunci când sunt mai interesați de a-i controla pe alții, de a-și face voia, mai mult decât de a salva relația. Așa că acolo vedem asaltul, uh, unii încearcă să-și domine oponentul folosind diferite forme de intimidare, eu știu, atacuri verbra, verbale, inclusiv bârfă, calumnie, poate violență fizică, poate uh, a căuta să-i faci rău, să-l falimentezi, ba financiar, ba Profesional. Abordarea asta de atac, asaltul acesta înrăutățește întotdeauna relația conflictul, nu ajută la absolut nimic. Litigiul este o altă. Litigiul sau procesul juridic da în judecată. Chiar dacă unele situații de litigiu de, de dare în judecată pot fi legitime, pot fi duse în instanță, procesele acestea de obicei strică relațiile diminuează mărturia creștină, probabil că o să vedem ce spune Scriptura și despre asta, uh, și deseori se în obținerea unei unei dreptăți complete. Chiar dacă nu le cazuri repet, s-ar putea să trească să ajunge acolo de cele mai multe ori când abordez o astfel de cale de rezolvare a conflictului uh, de cu minus până la urmă în relații, în mărturia creștină și chiar și în obținerea unei dreptăți. Am dat un dreptate, și am câștigat. De obicei nu câștigi complet. Sigur, și extrema maximă este omorul și în cazuri extreme, deci oamenii pot deveni atât de disperați în a câștiga disputa încât ajung să facă lucruri necugetate și uh, absolut uh, extreme. Uh, sigur că rare ori se ajunge la omor dintr-un conflict. Dar dacă ne ducem aminte cuvintele Domnului Isus, până și vorbele dure, pot ucide răzbunarea, este egalată cu omorul și așa mai departe. Bun, deci acestea sunt cele două extreme. Acum, în partea din mijloc, vedeți uh, metoda optimă, dacă vreți, sau recomandată mai bună, cel puțin, de, de, a te ocupa de conflict. Și asta, că aceasta împăcării, o găsim pe, pe zona centrală. Și aici găsim două tipuri de, de răspunsuri, de abordări, dacă, dacă, ne uităm cu, cu atenție. O împăciuire sau o împăcare, dacă vreți, personală și o împăcare asistată, dacă vă uitați cu atenție la uh, sectoarele acelea de cerc. La împăcarea personală sunt trei. Trecerea cu vederea, Multe dispută sunt atât de nesemnificative încât pot fi trecute cu vederea. În Proverbe 19 cu 11 ce spune discernământul unui om îl face încet la mânie și este o onoare pentru el să treacă peste o insultă. Anumite conflicte pur și simplu merită trecute cu vederea trecerea cu vederea este o formă de iertare. Este decizia de a nu deschide subiectul, de a nu te frământa cu el, de a nu clocea mărăciune acolo. Unele situații, în unele situații, anumite dispute merită trecute cu vederea. Asta ține de împăcarea personală. Al, al doilea pas în împăcarea personală este reconcilierea. Dacă ofensa este prea mare pentru a fi trecută cu vederea sau a stricat deja relația, este nevoie de soluționare, care se face prin, eu știu, mărturisire, corectare, iertare și găsim în scriptură destul de îndemnul cu privire la aceasta. În alte cazuri, putem trece la pasul al treilea, al împăcării personale, de când vă uitați acolo, negocierea. Uneori, și aici trebuie să fim atenți, și asta aduce elementele din ce în ce mai practice, dacă nu poți trece cu vederea, deși uneori este onoare să o faci, Uh, trebuie să treci la reconciliere, lucruri deja spre avansate, mărturisire, corectare, iertare, dar chiar după ce ai făcut pasul acesta este nevoie de negociere, vedeți acolo. Uh, asta înseamnă că chiar dacă am soluționat chestiunile relaționale, tot mai poate fi nevoie de rezolvarea chestiunilor materiale într-un conflict. Eu știu, finanțe, proprietăți, alte drepturi care ți-au fost încălcate. Deci undeva e, pasul acesta al negocierii s-ar putea să fie prezent acolo. Să trebească, după ce am rezolvat relația, hai să vedem cum rezolvăm aspectul acesta al chestiunilor, eu știu, materiale. În funcție de conflict, bineînțeles. Aceasta este împăcarea personală. S Câțiva pași pe care îi poți face sau îi. Le pot face părțile implicate în conflict ele de ele. După cum știm, nu întotdeauna se rezolvă lucrurile la nivelul acesta personal, așa că partea cealaltă, următoarele trei, sunt împăcarea asistată, o numesc ei. Dacă disputa, deci, nu poate fi rezolvată personal, Dumnezeu ne învață să cerem asistența altor credincioși, care iarăși are vreo trei etape, iarăși foarte interesante și demne de a fi ținute minte. Medierea, când vorbim de mediere, medierea implică o terță persoană obiectivă. O terță persoană sau persoane. Implică o terță parte, hai să o numesc așa, care să intervine în comunicarea dintre cele două părți aflate în conflict. Intervine în comunicarea lor, pun întrebări, pot da sfaturi, pot sugera soluții, dar... La mediere, părțile aflate în conflict au responsabilitatea de a decide cum își rezolvă diferențele. Mediatorul pune întrebări, ajută, direcționează, dă sfaturi, îi ajută în comunicare, dar cele două părți trebuie să decidă. Este responsabilitatea lor să decidă. Ce fac mai departe? Asta e medierea. Uneori nu rezolv mare lucru cu asta și atunci un pas să înțelept poate fi arbitrarea arbitrarea și ea implică o terță parte care ascultă argumentele și fiți atenți, aici e diferența între mediere și arbitrare. A terța parte ascultă, ascultă argumentele fiecarei părți aflate în discuție, în dispută și decide soluția pentru ei. Și soluția decisă de arbitru are efect de constrângere. Dacă la mediere terța persoană sau terța parte vine și pune întrebări, te ajută, ajută să se înțeleagă cei doi între ei, să-și înțeleagă situația în care se află. Când ceri un arbitru, cer arbitrare, aia înseamnă că acorzi încredere persoanei care vine, ambele părți acordă încredere, și își lasă soarta, dacă vreți, în mâna acelei persoane. Arbitru vine, ascultă toate, ai încredere în el, e obiectiv, e de comun acord, acceptat de cele două părți, și arbitru ascultă, gândește și vine, asta e soluția. Dacă te-ai angajat într-o arbitrare, ambele părți trebuie să accepte soluția dată de arbitru. Și sigur, al treilea pas în păcare asistată este disciplinarea, dacă persoana sau una din ele refuză reconcilierea biserica trebuie să intervină cu disciplinarea din găsită în Matei 18, despre care probabil că o să discutăm ceva mai încolo. Asta este schema pe care o aveți în față. De obicei, într-un conflict, de la într-o extremă la alta, s-ar putea să ne regăsim mai mult sau mai puțin. Um, și cred că m-aș cu explicația. Dar sunt convins că este un model uh, din experiența de viața acestora, de soluționare de conflicte și negocieri, au pus modelul ăsta în fața noastră. Cred că mai sunt și alte perspective, poate chiar mai bune decât asta. Aș veni și eu cu o perspectivă. Mi se pare foarte valoros modelul pe care l-ai prezentat, Adrian, mai ales că vine și dintr-un uh, mediu, așa, creștin. Un model care. E un pic mai puțin alambigat pentru că are doar cinci strategii uh, și mie ce puțin mi se pare că e un pic mai uh, intuitiv este un model care vorbește despre competiție, evitare, acomodare, compromis și colaborare. În competiție e destul de clar: încerc să obțin ceea ce îmi doresc, folosind persoasiune, argumente, coerciție, și um, e și un model care uneori, dus la extremă, poate să ajungă și în um, situații de ostilitate sau chiar agresivitate. În evitare, nu discut despre conflict, despre ce s-a întâmplat, despre uh, diferențe și de depinde foarte mult ce e în spatele um, acestei evitări, fie că e foarte inconfortabil să mă confrunt cu emoțiile cele um, intense care sunt generate de conflict, fie la cealaltă extremă poate să fie o persoană care e așa foarte pașnică, împăciuitoare și nu vrea să uh, rănească pe ceilalți, nu vrea să creeze um, valuri și așa mai departe. Acomodarea are de face cu acea cedare care e pasivă și submisivă, în care eu nu mă exprim niciodată ceea ce vreau și las tot timpul la latitudinea celorlalți. Vreau, las ca lucrurile să se întâmple după cum vor ceilalți. Și și aici depinde mult dacă este o strategie funcțională sau nu, în funcție și de ce stă în spatele la acomodării. Dacă încerci să acomodezi perspectiva celuilalt pentru că vrei să fii generos cu uh, persoana cealaltă, e ok. Dacă faci lucrul ăsta pentru că nu ai încredere în propria ta opinie, um, acolo e, e vorba de altceva și e de lucrat la compromis, renunți la parte sau la tot din ceea ce îți dorești, așa încât să încerci să oprești conflictul cât mai repede. Colaborarea e strategia, într-un fel, cea mai consumtivă, dar și strategia care presupună o implicare activă și în conflict, dar și în relație. Pentru că implică acea muncă în care încerci să găsești o soluție care să fie benefică de ambele părți, să găsești acea soluție care iese de tip win-win. Și câteva lucruri care poate să ajute o persoană să um, stea mai mult în această um, atitudine de colaborare ar fi să înveți să nu percep conflictul ca pe un concurs pe care trebuie neapărat să-l. Găștigi, să înveți să fii flexibil sau să rămâi flexibil și deschis și la soluții pe care poate încă n-ai reușit să le uh, vezi sau pe care nu le uh, percepi încă. Să înveți să nu iei lucrurile personal, să faci distinția dintre conflict și persoana cu care ești în conflict, așa încât persoana să nu devină o problemă, ci conflictul să fie ceva ce la care lucrați împreună. Um, apoi să încerci să vezi care sunt nevoile um, care determină o persoană să se poarte în felul în care se poartă. Deci, care sunt acele cauze care au generat un conflict. Să încercați să găsiți apoi puncte sau interese comune, așa încât să puteți să construiți uh, pe acele lucruri și, cum ziceam și la întâlnirea uh, precedentă, să poți să uh, pui întrebări, să clarifici situația și să înveți să asculți, să asculți, să așa încât, într-adevăr, să poți să, să percepi și perspectiva uh, celuilalt. Și v-aș încuraja, într-un fel, și să, să reflectați atât la modul în care vă raportați la conflicte, dar și la modul în care ați văzut pe cei din jur um, gestionând conflictele, pentru că putem avea așa un anumit stil de a reacționa în conflicte, dar sunt și lucruri care sunt maleabile, la care putem lucra dacă, într-adevăr, ne dorim lucrul acesta, dacă suntem suficient de deschiși încât să ne conștientizăm atât minusurile cât și acele zone în care mai putem crește. Ce mi se pare important, mai ales la schema de sus, îi când mă gândesc mai ales la relațiile din comunitățile creștine, deseori îi văzut ca a tu extrema asta de pe stânga, de escape responses, adică de evitare. Adică dacă tac din gură și nu zic nimic, îi mai bine văzut decât dacă sunt genul care știu să-mi articulez poziția și... Um, Aduc argumente la poziția mea. Și ce mi se pare important de ținut minte, îi că ambele extreme sunt periculoase. Pentru că a fugi de conflict și de a fugi sau a nega poate să ducă la creșterea intensității și la o distrugere a relației, poate nu într-un ritm la fel de rapid ca răspunsurile de atac, dar cu siguranță pe termen lung e la fel de nociv cum pot fi răspunsurile din, din partea dreaptă. Acumulare treptată și la un moment dat tot exponența. undeva. Eu aici aș face puțină diferență la trecerea cu vederea și versus fugă. și aici spunea și Ștefana puțin mai devreme, fuga, aș vedea-o ca pe o nu intru, nu, nu aduc sau nu deschid subiectul pentru că nu am încredere în mine și nu am încredere sau cumva îi, îi, eu nu mă simt în stare sau nu mi-e frică că o să fiu călcat în picioare. Ceea e o fugă. Cumva nu deschid subiectul, dacă din gură mă fac că nu există. Cealaltă trecerea cu vederea, bă, nu știu, mi-au zis ceva, sau au trecut pe lângă mine și nu mă salutat. Sau sunt niște cazuri de astea care zici, bă, Adică aș putea să, le să, să intru, să spun lucruri respectiv care m-au deranjat, dar îmi dau seama că e atât de neimportant și povesteam mai devreme cu Ștefana, dacă ești uh, într-o zi din viața ta, ești pus în față în față cu diferite situații, îți, atunci, îți dai seama că anumite lucruri care ți se par că ar fi scântei de conflict, îți dai seama că de fapt n-au nicio valoare și atunci ți mult mai ușor să le treci cu vederea și atunci o faci într-un mod conștient asumat, nu că fugi de lucruri respectiv. Deci S-ar putea să treci cu vederea experiența dacă e izolată, dar dacă, -i, de exemplu, în mod constant observi că nu te salută și tu pur și simplu nu reușești să legi uh, reacția de o situație specifică, atunci poate ar merita să. Corect. Aici, eu, ca și stil, eu aș merge pe un lucru de genul: dacă ceva mă deranjează să spun. Eu sunt omul care, adică pentru mine nu țin în mine. Mai degrabă spun ca celălalt să-i transmit cumva că lucrul l am deranjat. Într-un mod sau altul. Adică și aici, într-adevăr, eu cred că celălalt trebuie să știe cum să-i se transmită că un anumit lucru îl deranjează sau nu deranjează. Pentru că s-ar putea el să-l facă fără să-și dea seama. Și el nici să nu-și dea seama că, de fapt, lucrul pe care îl face, de fapt, strică relația. E, efectiv nu-și dă seama de anumit lucru. Nu știu. Orice putem spune. Și atunci cred că trebuie confruntarea asta. Dar aș face diferența între confruntare și conflict. Acum aici, pe, pe schema din fața noastră, este, vedeți, la trecerea dintre extrema stângă și parte de mijloc, este uh, uh, negarea și apoi trecerea cu vederea. Uh, ideea de negare este conflictul real, dar tu refu să-l e acolo. La overlook, la, la trecerea cu vederea, este un soi de mă, situația. Îi prea simplă, prea n-are rost să o bag în seamă. Aici ceva nu-i nu de profunzime. Și aici, aici cred că e diferența între ele. Negare înseamnă s-a întâmplat ceva grav, dar de fapt nu s-a întâmplat, eu nu mă bag, nu rezolv. Nu, nu să ne comportăm ca și cum nu s-a întâmplat nimic. Da, 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 exact, exact. O, simulăm un zâmbet da. care de fapt în inimă exact, e durere. Exact, exact. Iar trecerea cu vedere este un soi de, aima, că este o chestie, un mărunțiș, n-are rost să fac cas pentru mărunțișul ăsta. De și așa trebuie, cred că, cântărite fiecare situație sau relație pe care o considerăm de conflict sau conflictuală sau întâmplarea care ne tulbură viața, cred că aici trebuie să cântărei mai e ceva ce merită, să intru în, în, procesul ăsta de care zici tu, sau, hai că e prea, e onoare să o trec Corect. Vedere. Aici aș, aduce, aș, ar, aș, accentua puțin un lucru. S-ar putea ca uneori, un lucru care mie mi se pare că nu merită, că e așa o nimica toată, pentru celălalt să fie un lucru de o extremă importanță. Iar dacă el vine și îmi spune că pentru el chiar l-o deranja lucrul respectiv, e foarte important pentru mine care pe nofu nu a avut valoare să nu vin să-i plesnesc învăța. Ai mă, du de și nimic toată, să nimicuri. Adică cumva, aici, nu știu, Ștefania poate... Da, da, e important să, să poți să stai într-un conflict ca să încerci să vezi care e perspectiva celuilalt, pentru că să avem grade diferite de toleranță cu privire la um, diverse lucruri și s-ar putea ca pentru tine să nu contezi un lucru care pentru celălalt într-adevăr contează și dacă într-adevăr contează pentru celălalt, atunci e ceva ce merită rezolvat. Exact. Deci nu măsori prin perspectiva mea, ci cumva mă, prin perspectiva celuilalt căruia... Asta dacă vine el să-ți spună și atunci cum reacționezi tu? Dar dacă ești tu și zici, mai mă bag sau nu mă bag, merită să-l deschid frontul ăsta de luptă sau nu merită să-l deschid, știi? Și aici e ai întrebarea, îi suficient de gravă treaba sau nu îi? Poate tu decizi că nu îi și atunci stai liniștit. în același timp, dacă nu ești foarte sigur, că asta e întrebarea, merită să spun sau nu merită să spun? Și aici, că, că, deja intervine ajutorul prietenilor, fătuirea, mai uite-te ce mi s-a întâmplat, ce crezi că merită să deschid subiectul sau nu merită, știi? Deci, eu, de, cu mine însum, eu nu, nu sunt eu însumi De unul singur, cum zicea Eugene Peterson parcă. Și undeva cred că e bine Să stăm aproape Pe lângă alții, pe lângă prieteni și să ne sfătăm și cu ei Când Să vezi, cazul să merg mai departe sau nu Când considerăm că Un conflict a fost rezolvat Și depășit cu succes Sau care sunt um, Opțiunile pe care le avem de finalizare a conflictelor? În ce fel se pot soluționa? Um. Dar hai să o luăm de acolo. Cum știu că un conflict îi e încheiat și toată lumea a trecut peste? Asta e lor. <laughs> Toți vă la mine? Cristi. <laughs> Fu nu mai cred că în timp vei putea ști dacă chiar s -o rezolva s-au rezolvat sau s-au soluționat. Sunt unele conflicte, exact cum spuneam, care, cel puțin în cazul meu, s-au soluționat și rezultatele le-am văzut în timp. Am situații în care, după o confruntare, de fapt, relația s-a stricat de tot. Am situații în care, după o confruntare, relația a crescut. O pleca Bogdan de aici din sală. De la Bogdan am putut să învăț un lucru foarte fain Într-o situație în care i-am spus ceva, el a venit și un răspuns a fost foarte fain care mi l-a dat. După ce i-am spus lucrul respectiv, mi-a zis ceva de genul: Dă-mi voie să mă gândesc și revin. Și, într-adevăr, a fost foarte fine o situație de asta cum rezolvat o rezolvat, decât să sară mai departe și să-mi zică: Dă-mi voie să mă gândesc și eu, după asta, am venit cu, cu un răspuns la treaba aia. Și relația noastră e foarte bună acum. Dar atunci a fost foarte tensionată. Dar modul lui de a rezolva, de a spune, dăm voie să mă gândesc, am învățat ceva din treaba asta. Când vine unul și îmi spune ceva, în vi inițial, tipul care sare. După zic, mă, de ce n-am tăcut să aștept două zile să, și să revin? Deci... Deci Bog Bogdan, știe să dezamorseze conflicte. Cel puțin, da. da, cel puțin în cazul meu, da. Da, și am putut să învăț, da, să zic, dar sunt situații în care se termină cu o relație îndepărtată. Și personalitățile, temperamentele, cred că au, o joacă un rol în conflictele în care intrăm, sigur că da. Da, eu cred că asta e o întrebare importantă și nu știu dacă am neapărat un răspuns foarte clar la ea, dacă o um, rezolvare a unui conflict implică sau nu o menținere relației. Zile, zile, că e... Te rog, continuă. Uh, deci, poate că o să dezbateți un pic mai mult și la următoarea întâlnire pe iertare, pentru că. Vieți și diferența aceasta dintre iertare și reconciliere. Adică, poți la un moment dat să, să rezolvi un conflict în sensul că îți dai seama că sunt niște divergențe care nu sunt reconciliabile și. Că cel puțin pentru tine, e mai bine să, să faci un pas în spate. Aici aș introduce și o nuanță foarte clară că depinde foarte mult dacă e vorba de o relație de familie, unde regulile sunt diferite. Și când spun lucrul ăsta nu mă refer la, la relații familiale, pentru că acolo lucrurile trebuie să rezolvate în alte relații, de prietenie profesionale, mult mai multă uh, libertate, dar personal. Tind să crezi că, sau eu, eu cel puțin am experimentat situații în care un conflict s-a rezolvat, dar uh, relația nu n -a, n a mers mai departe? Acum, iarăși aș face o mențiune aici. Când spui că cum s-a rezolvat un conflict, că știm că un conflict e rezolvat, uh, mă gândesc că te referi la faptul că a fost adresat. Adică... Da, nu că am băgat supreș și toată lumea și-a văzut Corect, de treabă, dar, dar se poate, încă da. lucrurile... Deci da, confruntarea, te referi, ok. Cum? Ok. Rezolvat nu înseamnă neapărat că suntem cei mai buni prieteni după asta. Nu. Exact. Dar poate că... ce înseamnă? Ce înseamnă că am rezolvat conflictul? L-am adresat. Am spus ce am avut de spus, am ascultat pe celălalt, adică cred că uh, partea asta de, de a... De a de a poate verbaliza, poate a pune, a, a, nu știu, a adresa, adică a face un pas dincolo de nu-mi place asta și să pot să fac pasul următor în care să-l confrunt pe celălalt, să-i spun ce nu-mi place, să stau să-l ascult pe ăla, adică eu cred că aia e rezolvarea unui conflict, adică să treci dincolo de sentimentele alea, la verbalizarea lor și a le pune pe masă, pe tavă. Cum se rezolvă după aia și si relația, aia e altă treabă. Probabil că răspunsul sau într-un cuvânt ar fi, sau un, un răspuns la întrebarea ta este consider că conflictul este rezolvat dacă a trecut printr-un anumit proces, dacă ai, ai, ai petrecut cu problema asta. Și procesul poate însemna câțiva pași. Eu știu... Primul pas ofi fi povestea. Descoperă, extindeți perspectiva, încearcă să-l înțelegi pe celălalt, deci problema se discută, încearcă să înțelegi și perspectiva celuilalt. Procesul poate conține un alt pas, privește situația prin filtru valorilor biblice. Mai e bine, e rău, cu ce zice Scriptura despre una, despre alta, despre, eu știu, gândiți-vă la lucrurile de sus, deci privește situația în care, conflictul în care te afli dintr-o perspectivă valorilor biblice, asumă parte de responsabilitate, s-ar putea să fie o altă parte din conflict, ca să putem spune că este rezolvat sau înspre rezolvare și poate pasul al patrulea croește implementează un plan de acțiune, adică trebuie să facem ceva împreună și abia poți considera că conflictul este rezolvat și dacă ai trecut printr-un astfel de proces, cele două părți au trecut printr-un astfel de proces. Nu știu dacă putem considera un conflict este rezolvat dacă, eu știu, dacă l-am uitat, dacă, am, dacă emoțiile mele au trecut, nu știu dacă îl putem rezuma la, la, la ceea ce simți. Și cred că trebuie să fie și o parte rezonabilă, rațională, niște pași făcuți, pași concreți făcuți. Dacă am plecat de la ideea că a fi într-un conflict înseamnă că relația suferă, ar putea să însemne cumva că soluționarea conflictului presupune că relația a revenit, cel puțin la nivelul la care era anterior conflictului? Uneori, da. Uneori da, și sunt și studii care arată că în momentul în care o relație care a trecut printr-o ruptură este reparată, relația respectivă va fi mai puternică. Exact ce spuneai tu legat de relația ta cu Bogdan. Eu cred că e nevoie de ambele lucruri, deci și să rezolvi lucrurile la nivel emoțional și să rezolvi lucrurile concret și să ajungi să ai poate o înțelegere mai profundă a celuilalt. A, de asta faci lucrurile în felul ăsta, de asta mi întârzi la întâlniri, pentru că și să nu rămâi doar la nivel de, ok, asta mă deranjează pe mine, ți-am spus că pe mine mă deranjează și că e inacceptabil să îmi întârzi la o întâlnire, ci să înțeleg un pic mai profund, ok, ce se întâmplă de fapt, de ce întârzi, întârzi pentru că mă desconsider sau întârzi pentru că, într-adevăr, e o perioadă în care nu reușești să faci față lucrurilor și atunci, hai să vedem, e ceva ce poți face diferit, e ceva ce eu pot face diferit ca să te pot ajuta. Și asta, probabil, e proporțională și cu gradul de cunoaștere a celuilalt, de încredere, dar, categoric, căutând să-l înțelegi de ce face ceea ce face, există șanse mari ca și relația să sară treaptă în sus, în înspre bine. Și răspunsul cred a fost bun. Uneori da. Uneori da, cred că relația se poate rezolva, alteori, probabil că nu. Cred că de multe ori. Uh... Poate că o parte, în, în, parte din, dintr-un conflict își face datoria foarte bine și cealaltă parte interpretează lucrurile total greșite. Și cred că în comunitățile creștine avem uh, exemple suficiente în care am încercat să rezolvăm un conflict, cealaltă parte o reacționat într-un mod total neașteptat și s-au creat, nu știu, dezacorduri, ceartă, bârfe și lucrurile pot continua într-un mod foarte foarte urât și atunci cumva apare simțământul ăsta de vinovăție. Mă, poate că n-am făcut bine, poate că n-am... Și de multe ori se întâmplă și faza asta, adică știm clar, clar cazuri în care nu mai confrunt pentru că mi-e frică să nu se întâmple, să se repete istoria. Ei, acum aici aș v-aș eu pe voi să pun întrebări. Nu, ce facem în situații de genul ăsta în care tu ai făcut tot ce ai ce ținut de tine, dar cealaltă parte o reacționa foarte ciudat. E greu de dat un răspuns așa foarte punctual în situații care pot fi extrem, extrem de variate. <laughs> dar Rei va încerca. Și nu va reuși. Nu știu ce de făcut. Iarăși spun că e de la caz la caz cel puțin un caz la care mă gândesc și nu știu dacă la te-a referit în principal sau nu. Până la urmă a fost, lucrurile au rămas la un nivel, să zicem, neterminat și în timp am ajuns la distinția aia între iertare fără reconciliere. Și cred că se poate și asta. Care sunt situațiile alea în care distanțarea sau um, ruperea relației este soluția? Eu zic că, în primul rând, sunt situațiile în care rămânerea în relație presupune rămânerea într-o relație care să fie abuzivă pentru una dintre persoane. Deci să se întâmple niște lucruri care presupun așa, încălcarea repetată a unor limite sau chiar unele lucruri care țin de un abuz, poate fizic sau emoțional. Un alt caz ar putea fi, sau un răspuns ar putea fi mărturia creștină. Când este uh, subminată, s-ar putea să fie bine separată. Mă gândesc la Pavel și Barnaba în care neînțelegerea dintre ei, conflictul a ajuns de asemenea amvergură, încât au hotărât, ne facem echipe separate, ne despărțim și ne vedem fiecare de misiunea noastră. Și atunci când conflictul între doi credincioși poate genera o mărturie creștină negativă și așa mai departe, poate că e mai bine un soi de separare și soluționare de felul ăsta. O situație mai specifică. Și slavă Domnului, deocamdată îs rare cazurile, dar cum ar trebui abordate situațiile în care frații de credință nu se înțeleg și au nevoie de mediator sau ajung în sala de judecată? Deci aici, la ce spunea Rei mai devreme, partea de mediator și arbitru. Deci aici aș reveni puțin în, în zona respectivă. Eu cred că dacă se ajunge la o situație de neînțelegere și apelează la un mediator sau la un arbitru. Dar ei vin la un mediator sau la un arbitru, hai să luăm, să folosim același cuvânt, arbitru, da? Vin la un arbitru, dar ei vin clar chiar dacă arbitru va spune ceva, nu vor accepta ce vor spune, sau chiar dacă comitetul bisericii sau consiliul sau ceva vor spune ce ei nu vor accepta, atunci degeaba vin, pentru că ei vin ca numai ca să, să țină, să... să... Demonstreze să, că ei au dreptate. Să demonstreze, demonstreze că au dreptate. Cred că aici e foarte important în momentul în care se intră la o astfel de mediere, cei care vin să accepte cumva ca a treia parte, să încredințeze cumva, să-și încredințeze nu știu, logica, să știți, verdictul unei, unei a treia persoane. Și aici, cred că asta, de exemplu, dacă o ducem așa puțin în, în zona asta de, de familie, cred că asta ar trebui să fie un rol al nașilor, care ei ar trebui să susțină și cumva ambii când, ambii când intră într-o relație de căsătorie, cumva, bă, în cazul de ceva, mergem la ăsta și acceptăm ce spune. Depinde cumva, accept... dacă nașii din partea cui Nu, sens. nu, nu, să fi... Așa, Eu asta zic, N-aș merge cu nașul din partea soției, mă nașul din partea merge soților... Eu aș merge cu niciun naș, că nu știu cum să alegi nașii. nu mă glumesc. Dar um, o persoană de încredere, cred că asta e ideea, o și obiectivă, și ambele părți o accepte. Dar eu aș, distinția asta mi se pare importantă și merită să o ținem minte, mie cel puțin în folosește mediere și arbitraj. Să două elemente și poate să nu fie aceeași persoană la mediere poate să fie anumite persoane care te ajută să gândești, să comunici să pună întrebări, să îți direcționeze gândirea uh, și de, arbitrajul înseamnă mai persoana asta de verdictul o aducem, ascultă, spune și amândoi ne supunem întrebarea ta ducea puțin și la partea juridică aici îl las pe nu, nu, că zi intră... rog, no. că mă uit în Biblia acum zi <laughs> Cred că sunt anumite situații în care ajungem și la partea juridică pentru că astfel, numai așa se pot tranșa. De exemplu, dacă este vorba de părți sociale într-o firmă, chiar dacă sunt frați de credință, trebuie să ajungi la o soluție juridică pentru a împărți dividendele sau pentru a împărți părțile sociale a unei firme. Sau ai nevoie de partea respectivă care să tranșeze lucrurile. Chiar dacă, de exemplu, ne-am înțeles, dar tot ai nevoie de a merge... Da, pentru că vorbim de conflict, ne referim la acele situații în care relația e stricată. Da. Cei care ajung în sala de judecată de-abia se suportă să se vadă în sala de judecată unul pe Așa altul. Așa este. Acum, conform diagramei, poate exista reconciliere și apoi negociere. Acum, dacă le putem face toate intern, probabil e situația ideală. Dar unele chestii clar că nu le putem face intern. Ne-am confruntat la Comitetul Bisericii de-a lungul anilor cu foarte multe situații în care ne-am dat seama că noi nu avem cum să rezolvăm problema lor financiară, de pământuri și de tot felul de lucruri din astea, că nu avem oamenii calificați și nu avem resursele umane necesare să studieze toate titlurile de proprietate, toate figurile, toate contractele mai oficiale sau mai neoficiale existente, scrise de mână sau făcute la notar și nu era de competența noastră să o facem. Și atunci ce am încercat de-a lungul anilor să facem în astfel de situații a fost să încercăm să conducem la reconciliere, la repararea relației sau la limitarea tensiunilor, a emoțiilor să și apoi să meargă în instanță cu oameni, cu oameni le rezolve problema efectivă. Deci reconcilierea e una, negocierea e alta. Nu zic că negocierea nu se poate face intern. Cred că se poate face și dacă se poate, excelent. Dacă nu se poate, s-ar putea să trească să ajungem și mai departe. Dar Scriptura e destul de clară cu, cu povestea asta, nu în Corinteni 6. Ni se spune destul de clar cam care ar fi principiul de bază că există o excepție de la regulă, știți textul, pot să-l citesc repede, mi se pare destul de fain și netere, îndrăznește cineva dintre voi care are o problemă cu altul să se judece cu el înaintea celor nedrept și nu înaintea celor sfinți? Sau nu știți că cei sfinți vor judeca lumea? Iar dacă lumea va fi judecată prin voi, sunteți voi nevredni să judecați cazuri foarte neînsemnate? Și așa mai departe, dacă deci aveți cazuri privitoare la lucrurile acestei vieți, voi pune judecător pe aceia care sunt desconsiderați de către biserică? Spun asta spre rușinea voastră. Nu, e, nu există între voi nici măcar un singur om înțelept care să fie în stare să judece în mijlocul fraților săi? Probabil arbitrajul aici, am arbitrajul? Mai mult să judecă un frate cu fratele său și încă înainte necredincioșilor? În adevăr, faptul că aveți judecăți între voi este deja cu totul o înfrângere pentru voi. De ce nu suferiți mai degrabă nedreptatea? De ce nu vă lăsați mai degrabă păgubiți? Deci, e destul de radical textul. Adică, până la urmă, decât să mergi în fața instanței și să te judești cu cineva și să, să faci praf mărturia creștină acolo pentru o pagubă, mi se pare că e destul de clar. Mai bine, bine să te păgubiți. Să renunță, decât să strigi mărturia creștină. Merg doi oameni credincioși în instanță și fac circ și scandal acolo. Ce, dacă tot ai deschis Biblia, ce îndemnuri găsim pe paginile scripturii referitor la administrarea conflictelor? Foarte multe. <laughs> <laughs> um, Mie mi se pare că cel mai, uh, cel mai uh, Eu știu clar text, dacă vreți sau uh, cel mai concis uh, pasaj legat de uh, administrarea conflictelor, uh, îl găsim în Matei 18. Ne dă o, o, o cale cât se poate de simplă și de clară în câțiva pași. Uh, dar cred că putem să le, putem să le dezvoltăm un pic și mai, 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 bine. În Matei 18 știm, cred că cu toții. Ai o problemă, te duci și vorbești cu fratele tău. Nu te ascultă, nu se rezolvă nimica, mai iei pe cineva cu tine și discutați din nou. Nu-l ascultă nici pe asta, îl spui biserice. Duci lucrurile la, un nivel, la nivelul comunității, dacă nici așa nu se rezolvă nimic, apare, intervine disciplinarea bisericii. Asta ar fi procesul simplu și clar. De memorat, de făcut, e mult mai complicat. Dar dacă vrem versete și vrem texte din scriptură, putem să, putem să punem, să aducem reconcilierea asta la câțiva pași. Scopul reconcilierii este unitatea, armonia comunității, a oamenilor din, din comunitate. Și acum, pașii ăștia, putem să găsim câțiva pași. Eu știu, ține cine -ți în frâu, strunește-ți atitudinea, e foarte important în orice conflict să, 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 să stăpânești emoțiile, să nu te stăpânească ele pe tine. Galaten 6 cu 1 vorbește despre blândețe, Iacov 4 cu 10, smerenie, FSN 4, 31-32, vorbește despre spiritul iertător, Iacov 1 cu 19, răbdare. Deci, ține-ți-mi, ține, am frâu, strunește-ți emoțiile, astea sunt câteva elemente sau texte din scriptură care ne spun controlează-ți bine emoțiile, ține-ți-mi, ține, am frâu, strunește-ți-le, strunește-ți atitudinea când ai de rezolvat un conflict. Doi, Scriptura ne mai învață să ne evaluăm partea noastră de vină. În conflictul apărut, caută și bârna din ochiul tău, nu numai paiul din ochiul altuia, dacă vreți, Matei 7. Evaluează-ți bine motivațiile tot aici. De multe ori, preferințele, personalitatea ta generează conflictul. Uh, și atunci, dacă vrem un text din Scriptură, Filipen 2, 3 și 4, care spune Nu faceți nimic din ambiție egoistă, nici din glorie de șartă, ci în smerenie să considerați pe alții mai presus decât pe voi și Vă am fost citat uh, versetul mai înainte. Uh, deci, cumva, uh, când e vorba de reconciliere, ce ne învață Biblia, țineți inima în frâu, strănășeți atitudinea cu textele Scripturii care cât se poate declare, evaluează-ți partea ta de vină, uite-te și la tine, nu instinctul de a avea dreptate Știu că e foarte puternic în om Dar aproape întotdeauna ai și o parte de vină Într-un conflict, așa că măcar asumați partea ta de vină uh, Plasul treile, da abordează Discuția cu cel să ți-a greșit și aici Intră Matei 18, sunt pașii făcuți uh, Menționați în, în Matei 18 care, bineînțeles, trebuie făcut pe fondul uh, iubirii, mergi să-l confrunți, să confrunți, să confrunți pe om, nu uh, doar ca să te ventilezi și să-ți pui ce a de făcut și să te eliberezi, ci mergi să-l confrunți, să discuți cu el ca să rezolvi, ca să creezi unitatea aia. Acuzațiile, dacă mergi pe tonul de acuzație, acuzațiile tind să producă o, o reacție defensivă. Așa că uh, atacă problema, nu persoana. Uh, uh, dacă vrem mai departe, pași mai departe, dacă prima încercare eșuează, Matei 18 ne învață, continuă după Matei 18, mai vrem texte din scriptură, în pașii reconcilierii, 5, iartă, dacă ți s-a cerut iertare, Luca 17, de câte ori ți se cere iertare, iartă. Uh, și bineînțeles pasul al șaselea dacă vreți în anumite cazuri separarea este soluția cea mai bună și avem exemplu în scriptură, l-am menționat pe Pavel și Barnaba cred că îl putem menționa pe Avram și pe Lot care și-au rezolvat problema despărțindu-se și deci a... scriptura da ne învață foarte multe și textele din scriptură au foarte mult de a face cu ceea ce am spus cu atitudinea cu care intri cu evalu propria ta evaluare cu pașii de făcut, cu iertarea și dacă ți se cere iertare și chiar cu separarea în anumite situații limite, să zicem. Dacă ar fi să vă gândiți la situațiile conflictuale în care v-ați aflat, care ar fi câteva lucruri pe care le-ați învățat și mai mult care sunt regretele pe care le aveți, vis-a-vis -vis de felul în care ați administrat anumite conflicte? Asta mă întreabă pe mine. Nu ești chiar așa de rău cum crezi, știu, eu te cunosc. Mă uit în sală și nu știu dacă sunt jumate cu care n-am avut durată. Pot să spun că ai avut cu mine o grămadă, și totuși ne înțelegem foarte bine. Nu ai avut cu mine. Am avut împreună. Hai să... da. Cred că de multe ori nu am regrete. În, uh, legat de ceea ce am spus, ci din modul în care am spus. Uh, cred că de multe ori, adică, dacă aș da timpul înapoi, apoi, poate aș spune din nou același lucru. Dacă aia, poate le aș spune puțin diferit. Uh, Cred că de multe ori, fiind obosit dintr-o anumită situație, repede am bufnit și am lovit. Și deci, atunci, cred că, de fapt, am sărit direct la ceartă, nici măcar n-am încercat rezolvarea unui conflict și deja am sărit mult peste toate astea și am, am bufnit. Deci, nici măcar prin modul... Uh, nuclear de a fi bum, am lovit, deci nu, -am, adică -am, nu cred că am dus și nici nu cred, că, adică cred că am mers la extrem aia de a-mi impune direct uh, punctul de vedere. Deși eu fost corect și cred și acum că e corect. <laughs> Dar se putea face într un mod mai 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 uh... elegant. Mai elegant. Depinde la ce conflicte mă gândesc sau care îmi vin în minte. E, chiar dacă poate nu asta e percepția despre mine, din modul în care mă văd eu este e, în extrema înspre stânga. E, prefer sau mă, mă regăsesc cel mai des mergând pe negare și pe fugă dintr-un conflict. Știu că s-ar putea să pară diferit, dar de obicei sar la extrema cealaltă, la atac și la astea, doar când sunt uh, călcat pe coadă. Și uh, atunci mă văd să rind în extrema cealaltă. Dar, uh, în esență, abordarea pe care o descoperesc și mai des la mine este negare, nu o să întâmplat nimic, nu contează, trece vremea, timpul, le rezolvă pe toate, nu mă bag în conflict. Sau când lucrurile sunt mai clare, atunci mai prefer să mă retrag din, uh, din relație. Uh, deci să fug de, de rezolvarea conflictului uh, Asta cred că mi-s tendințele mele principale Dacă pare la extrema cealaltă Atunci de obicei Am fost zgândărit sau întărătat Și pornit între acolo Acum dacă am ceva regrete uh, <coughs> Un singur conflict am, um, am experimentat în viață Un, un singur conflict major Celelalte Uitându-mă în urmă, le văd ca fiind nimicuri și. Negare. Da. Nu, asta nu e negare. Sau nu e negare de altfel, da. Un singur conflict major l-am avut în viață și și rămâne acolo implantat în istorie. Iar acolo singurul regret pe care îl am e că, că am tăcut că am mers pe abordarea cu care am fost sfătuit să dai din gură, nu e atitudine, nu te bagi, n-are rost să facem valuri, lăsăm lucrurile așa. Și am lăsat lucrurile să curgă de la sine, fără să iau poziție, fără să mă apăr, fără să uh, să caut să-mi spun perspectiva, fără să intru în rezolvarea asta conflictului, pentru că sfatul sau, mă rog, principiul coordonator al conflictului respectiv a fost nu are rost să facem valuri, lăsați lucrurile așa, nu zici nimica. Și am tăcut un an de zile uh, uitându-mă în urmă, îmi pare foarte rău pentru că nici n-am rezolvat nimic tăcând din gură uh, și ne am nicio atitudine, uh, nici n-am rezolvat nimica uh, și uh, am pierdut pe toate planurile, și personal, și relațional, și de imagine și așa mai departe. Deci asta cred că e un regret pe care singurul pe care mi-l aduc aminte din... singurul conflict pe care mi-l aduc aminte. Eu nu sunt foarte mare fan al conflictelor și, cum spunea și Reși, eu am fost destul de uh, evitantă și am învățat în timp să fiu mult mai confortabilă cu asta în conflict. Și m-a ajutat aici meseria pe care o am, care uneori presupune să îi ajut pe oameni să medieze conflictele pe care le au, și m-a ajutat și la nivel personal. Dar uitându-mă în urmă, într-adevăr, sunt unele relații în care regret că poate n-am stat mai mult să încerc să rezolv lucrurile atunci când se întâmplau, atunci când se derulau Uh, dar văd și că sunt o grămadă de situații în care am fost prinsă în uh, conflicte și în certuri pentru care eu nu m-aș fi certat, deci pentru lucruri peste care eu aș fi trecut altfel. Uh, am învățat și să-mi aleg foarte bine bătăliile și în același timp am învățat și să pun limite mai clare uh, și să să speak up un pic mai repede decât o făceam uh, cu ani în urmă. Um, un regret pe care îl am vis-a-vis -vis de unele relații conflictuale um, în care am fost prinsă a fost că am stat prea mult acolo. Și nu spun, din nou, nu spun că ieșirea dintr-o relație ar trebui să fie prima opțiune, și nu mă refer aici la relații de cuplu sau familiale în care regulile sunt diferite, mă refer la relații de prietenie sau uh, profesionale. Dar realizez că stând prea mult în anumite uh, relații în care au fost conflicte, în primul rând, mie nu mi-a făcut bine și alt comun, oricum, n a fost unul pozitiv. Înainte să luăm întrebările din sală, aș mai avea doar o întrebare, așa ca să încercăm să încheiem pe o notă optimistă. Există vreo modalitate prin care putem privi conflictul ca fiind ceva constructiv sau ceva din care să iasă ceva bun? Are părți pozitive conflictul? Întotdeauna. Eu aș spune că întotdeauna. Adică întotdeauna, adică faptul că există un disconfort, că există ceva care... Iar iarăși am răspuns eu că eu sunt la nuclear. Mă bine ce am. nu, vedeți, nu pot să dacă. <laughs> Eu cred că, decât să, să lași un lucru nespus, e mult mai sănătos ca să-l abordezi, ca să-l să 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 discuți. Doar dacă nu are importanță și zici ok, e un lucru fără importanță și îl trec deoparte. Ce aș mai face de aici? Conflictele cred că se pot rezolva sau au altfel de rezolvare, depinde foarte mult și de cadrul în care se întâmplă. De exemplu, dacă am un conflict la locul de muncă, unde există clar o ierarhie, nu știu, de exemplu, uite, un angajat îmi în întârzie. Dacă îmi întârzie o dată, i-am făcut observația, a doua oară l-am zburat, nici nu stau la discuție. Adică, acolo e un alt fel de, de mod de a rezolva, pentru că acolo suntem în relația respectivă cu un anumit scop. Suntem în relația respectivă ca să producem profit pentru o companie. Dacă nu-ți faci treaba asta, ok, ai zburat. Pentru că este un anumit, o anumită logică acolo pentru care suntem împreună. Când suntem într-o relație, într-o comunitate, cred că lucrurile sunt puțin diferite. Altfel rezolvi un conflict. De asta zic, cred că aceleași reguli nu se aplică în orice cadru, în orice relație. Adică nu putem aplica aceleași, aceleași reguli de a rezolva un conflict în orice relație. Astea se aplică, ce am discutat acum, într-o relație, într-o într comunitate creștină, cum ne rezolvăm lucrurile în interiorul comunității creștine, unde avem aceleași valori. Dacă e vorba de un alt conflict, nu știu, cu o persoană care nu are aceleași valori, atunci cred că lucrurile poate se discută puțin diferit, se rezolvă altfel. Deci da, cred că un conflict administrat corect este benefic, poate avea avantaje, și care sunt acelea? Un conflict administrat corect, cred că te crește. Înveți mai multe, ești mai mult decât ai fost. Te cunoști pe tine mai bine și poate ai îndrăzneală mai mare, prins mai mult curaj. E vorba de maturitate, pe la urmă, deci te crește pe tine. Și cred că îți exersează relațiile în care te afli după ce ai administrat bine câteva conflicte relaționale, s-ar putea să intri în mult mai puține conflicte după aceea cu alte relații, pentru că ai trecut pe acolo, pentru că deja știi ce se poate întâmpla, știi uh, de ce să te ferești eventual, știi cum să te strunești mai bine. Deci, uh, cred că un conflict nu e cel mai mare dezastru. Dezastru este să-l să o și să nu-l nu rezolvi. Eu aș adăuga aici faptul că pentru unele persoane s-ar putea ca um, schimbarea sau trecerea spre un mod mai eficient de a rezolva conflictele să impună și o anumită vindecare cu privire la niște conflicte în care au fost prinși și care n-au mers bine care pot să constituie fie un model negativ de așa nu se rezolvă lucrurile, fie să fie niște trigăre care să intervină și în ceea ce se întâmplă în viața lor prezentă. Și în același timp, cred că și schimbarea perspectivei cu privire la diferențe poate să ajute, pentru că diferențele pot fi privite ca fiind un obstacol, ceva care face viața grea sau ca pe um, o modalitate prin care relația poate să devină mai bogată. Nu ne plictisim așa de mult din pricina faptului că nu suntem toți la fel, chiar dacă asta înseamnă că uneori e mai greu să te acomodezi la stilul celuilalt, dar e o greșeală să încerci să îi faci pe ceilalți să fie tot timpul după felul în care um, ești tu, pentru că, efectiv, Dumnezeu ne-a creat diferiți. Dumnezeu ne-a creat diferiți. Și pe de altă parte, s-ar prea putea ca contextul acela de dezacord, hai să nu mergem chiar până la conflict, ăla să fie tocmai terenul pe care crește creativitatea și inovația, și prin cultivarea unui stil în care îndrăznești să nu fii de acord și să spui ce crezi, controlându-ți emoțiile și tonul și toate cele. Uh, mi se pare că cultivarea și menținerea unui astfel de cadru în biserică e extrem de important, versus uh, situația în care nu îndrăznești să spui, pentru că ți-e teamă de reacția celorilalt, ți-e teamă că oricum, gândești că ideea ta nu va fi luată la socoteală și că e inutil să-ți deschizi gura. Și atunci uh, cu riscul de a crea anumite valuri, cred că e mult mai benefic să ridici mingea la fileu și să o faci într-un mod înțelept. Să crezi valorile și să plătești pe ele. Da. Bun, avem câteva întrebări, sper să reușim să răspundem la toate. Cum ne corectăm așteptările față de oamenii noi după ce am fost răniți de alți oameni în trecut? Cum învățăm să avem din nou încredere în oameni? Asta e întrebarea cea mai votată, deci bănuiesc că s-au regăsit mai mulți. Eu cred că e necesar să-ți dai un pic de timp în care să poți să te vindeci. E necesar și să, să înveți să faci distinția dintre, da, asta mi s-a întâmplat în contextul acela în care era vorba de oamenii aceia și nu despre oamenii aceștia noi pe care îi cunosc. Și în același timp e necesar și să pot să, să simt acea siguranță în relație care e bidirecțională. Pentru mine, unele relații care au fost foarte vindecătoare au fost relațiile în care, chiar dacă eu eram într-o astfel de perioadă în care nu prea eram deschisă de la relații noi, în mod constant cineva a fost acolo și a fost deschis și pozitiv, și în felul acesta m-a ajutat să văd că. Ok, experiența aceasta pe care o am acum, aici, acum, e foarte diferită de cealaltă experiență în care am fost rănită. Deci ai nevoie și de timp, și de vindecare, și de procesare, dar și de un context relațional în care să te vindeci în relație, pentru că până la urmă acolo vine vindecarea într-o relație, nu doar în interiorul tău. Și la asta aș mai adăuga încă un element, și anume. Îmi spun mie, mi-aș spune mie, nu te crede centrul Universului, nu ești tu, nu e despre tine vorba în toate, nu tu trebuie să fii respectat, vorbit frumos, cu tine lumea trebuie să se poarte totdeauna, nu știu cum, oamenii mai au necazuri, mai au probleme. Uh, cum spuneam și data trecută uh, încerc, să, încerc să empatizezi un pic cu ei și să nu faci atâta caz din ceea ce, ce ți s-a întâmplat, ceea ce ți s-a făcut, ceea ce uh, neglige, neglijarea de care ai avut parte și așa mai departe. Și deci cumva nu ești tu centrul, îmi spun, nu ești tu centrul universului. Uh, lasă pe oameni să, să aibă și ei necazurile lor sau neajunsurile lor. Nu te simți așa repede, nu fi așa de vulnerabil, nu te simți așa de repede uh, călcat în picioare sau, uh, sau afectat de ceea ce se întâmplă în jurul tău. Și atunci am fost rănit, da, am fost rănit. Uh, cum capăt încredere? Așa cum am spus. Oam, nu s eu, centru pământului, centru atenției tuturor, nu e trebuie să fiu ținut pe puf. Oamenii au o valoare, sunt interesanți, fiecare om aduce ceva element nou acolo, uh, dă drumul printre ei și nu te mai uita tot la tine și la rănile tale, ci pur și simplu respecte și bucură-te de ei așa cum sunt fiecare. De unii te simți mai apropiat și ai afinități, de alții nu neapărat, dar asta nu înseamnă că uh, vei petrece mai mult timp cu aia mai apropiați, cu alții poate fi respect și... Bun simți și poate chiar voie bună, în anumite limite, dar fiecare, fiecare ne regăsim aici și știm care sunt oamenii aceștia. Dar nu te simți pe tine, nu te vedea pe tine centru tuturor lucrurilor. Cum te raportezi la o persoană care nu lasă de la ea niciodată? Depinde foarte mult și care relația cu persoana respectivă. E ceva ce e necesar să fie adresat. Dacă ești o persoană care vrea tot timpul să-și facă dreptate, poate merite și să te uiți un pic în jur să vezi cum supraviețuiesc cei din jurul tău și într-un fel, care sunt consecințele unui astfel de stil. Pentru că, într-adevăr, e foarte greu să schimbi pe cineva care nu vrea să se schimbe. E extrem, extrem de greu. Merite văzut și care sunt cauzele pentru care acea persoană vrea să facă tot timpul așa cum, um, cum crede că e bine. Dar e o situație care e foarte dificilă. Eu cred că, în general, ne supără oamenii care sunt la fel ca noi. Asta am vrut să zic. <laughs> Adică, dacă ești o persoană de aia care ți tot timpul neapărat ca tu să ai dreptate, vei vedea că te supără cei care tot timpul țin să aibă dreptate, pentru <lipără> că nu mai încap eu. <lipără> și cred că, cred că întrebarea aș pune o oare, adică aș răspunde cu o întrebare, oare ceilalți care tot timpul vor să aibă dreptate, chiar vor să aibă dreptate tot timpul, sau tu ești cel care vrei să ai dreptate tot timpul? Uh, S-ar putea să fie și acolo Da. În direcția asta am vrut să duc și eu răspunsul. Instinctul de a avea dreptate este probabil unul cel mai puternice instincte umane. Avem, să avem dreptate. Uh, și cred că cu cât ți mai puternic instinctul acesta, cu atâta te deranjează mai tare oamenii care uh, vor să aibă dreptate. Ce de făcut? Ca să era întrebarea, Caute pe ceilalți. Ține oarecare distanță nu știu, sau vinde câte pe tine. Fii conștient că nu mai ai chiar așa de mare dreptate sau nu trebuie să ai dreptate în toate. Corect, dar iarăși discutăm despre relațiile într-o comunitate și îți poți alege oamenii cu care să-ți petrești mai mult timp. Sunt oameni care, de exemplu, tot timpul când te vrei să discuți cu ei, ei știu tot. Și atunci, efectiv, evit să petrec foarte mult timp cu acei oameni. Simplu. Îmi aleg cu ce îmi petrec timpul. Ce să facem cu regretele care încă ne urmăresc în urma conflictelor? Depinde, depinde foarte mult dacă e o relație pe care încă o mai poți uh, repara sau dacă e vorba despre o relație la care nu mai ai. Acces în momentul de față. Pentru că dacă e o relație pe care o mai poți repara, încearcă să-ți rezolvi lucrurile cu persoana respectivă. Chiar dacă asta înseamnă să te duci, să vorbești despre, să-ți pui modul în care vezi lucrurile în momentul de față, fără să știi dacă într-adevăr asta va duce la repararea sau reluarea relației. Dacă E o relație la care nu mai ai acces, o persoană care nu mai e în viață, poate chiar, sau e parte dintr-o altă relație care e incompatibilă cu, cu relația voastră. Nu știu, mă gândesc la un fost partener. Aici, o tehnică pe care noi o folosim în terapie este să scrie o scrisoare acele persoane, dar să fie o scrisoare pe care să nu o trimiți niciodată, în care să poți să îți feri și inima și să pui în cuvinte toate lucrurile și în felul acesta așa, în interiorul tău să poți să ai ceea ce în engleză se numește closure, să poți să simți că e o relație care s-a finalizat într-un mod, chiar dacă nu la timp. În ce mă privește, dacă știu că am făcut tot ce am putut să fac sau și mi-am cerut iertare, eu nu mai am regrete. Regreți anumite lucruri și da, am, pot să mă gândesc la o relație, două o relație care, să zicem, cu ani de zile în urmă a fost extraordinară și a fost formativă pentru mine și apoi relația s-a îndepărtat, s-a răcit în urma, să zicem, unui conflict. Există niște regrete pentru vremurile alea, dar nu sunt regrete legate de, cum să zic, nu sunt sentimente de vinovăție că n-am făcut tot ce am făcut. Și atunci, poate aici e diferența. Regreți ce? Niște vremuri faine, o anumit gen de relație foarte informală, foarte prietenească și așa mai departe. Aia, probabil că o poți regreta, poate o găsești în altă parte. Dar câtă vreme conflictul sau relația respectivă, ai făcut tot ce ai putut în relația respectivă și sau ți-ai cerut și iertare, nu mai am regrete de genul ăla. Și mă reorientez. Cum abordăm conflictele recurente? Adică am rezolvat un conflict aparent și după ceva timp ne lovim de exact aceeași problemă sub formă diferită. Vorbim în comunitate din nou. Da. Atunci, baia la tine. Dacă dai de, te lovești mereu de același lucru, cu mai mulți oameni, cu diferiți oameni, înseamnă că elementul comun ești. Corect, dar aici cred că întrebarea se referea am rezolvate, teoretic conflictul și după aia apare din nou, adică aceeași cu aceeași, gen, cu aceeași persoană, cred. Deci nu același gen de persoane adică m am mutat în okay. alt grup și dau de același gen de persoane, ce cu aceeași persoană. alegeți alt grup. E vorba de relații în comunitate și cred, adică eu cred că este puțin, adică în toată, în toată schema pe care a prezentat o rei, a, separarea nu este păcătoasă. A ieși dintr-o relație, într-o comunitate, nu este un lucru păcătos și în anumite cazuri este mai bine pentru creșterea ta spirituală să ieși din relația respectivă. Dacă înseamnă să-mi schimb grupul de prieteni, îmi schimb grupul de prieteni. Dacă se, sau prietenul respectiv. Cred că separarea, adică trebuie să luăm și separarea, este un mod de a rezolva, nu este primul mod la care să apelez, dar nu este un mod păcătos de a rezolva o relație. O felul în care, la felul în care înțeleg eu întrebarea asta, e vorba de o relație pe care ți-o dorești și pentru care ești dispus să lupți și pentru care ești dispus să lași de la tine. Dar, Dar se... apare frustrarea că, în permanență, aceeași problemă revine sub altă formă. Avem un timp finit în viața asta. Și asta, este, și asta, este, o formă de conflict, atunci n-ai decât să-l adresezi și să spui, uite-te, de ce tot revine aceeași poveste, vedem că cauza aceeași, la rădăc rădăcina este aceeași, mereu e o relație la care ți zici ai, în care vrei să investești, dar se lovește de același obstacol mereu și mereu. Și atunci o tratezi ca pe un conflict, îl adresezi, de ce, uite-te, de ce revin tot acolo, care e cauza, ce ne rezolvat de fapt, și până la urmă, vezi dacă mai investești, când zicem separare, nu cred că trebuie să ne imaginăm, nu mai ne vorbim, nu mai ne vedem, nu mai, ci nu, nimeni, niciunul din de noi trebuie nu trebuie că să ne imagineze Ci investești mai puțin în relație, ții o oarecare distanță, relația poate rămâne respectoasă și uh, politicoasă și poate chiar anumite uh, grade de apropiere, dar nu mai dai totul sau uh, îți, îți pui niște limite, spunea. Spunea Ștefana la un moment dat. Adică, înveți să-ți pui un perimetru, niște limite, să-ți le stabilești foarte clar în relația respectivă. Da, acum sunt și relațiile care nu pot să renunți neapărat, pentru că fie sunt relații de uh, familie, fie sunt relații de prietenie apropiată pe care nu-ți dorești să le pierzi. Dar și aici, iarăși, depinde foarte mult care e situația acelei persoane, pentru că dacă stau să mă gândesc și clinic, sunt anumite probleme din sfera tulburărilor mentale care pot să facă pe cineva să fie mai dificil în relație și să creeze niște probleme la nivelul acesta. Și dacă e vorba de așa ceva, există modalități prin care oamenii aceștia pot fi ajutați. Există tipuri de terapie create special pentru a ajuta pe cineva care simte emoțiile mai intens pe cineva care are dificultăți în a se regla emoțional în relație cu ceilalți, dar nu nu pot intra în detalii fără să știu despre ce e vorba mai concret. Care ar trebui să... Cum ar trebui să reziste... Mă uitam la câte voturi are. Cum ar trebui să reziste o relație dintre un nuclear și un evitant? Ar câștiga nuclearul. Până moară evitantă, da. <laughs> nu știu. Sau fiecare ar trebui să lucreze la propriile uh, probleme, așa încât să... Ramona, tu ai pus întrebarea. <laughs> Ce grele întrebări aveți. Oricât de evitant ar fi evitantul, cred că la un moment dat va exploda și el lângă un nuclear. Și nu cred că e un lucru rău ca să explodeze și evitantul la un moment dat. Că cumva ar pune lucrurile pe masă și s-ar ajunge la Când acel... Când cuțit ajunge la os, probabil evitantul va trebui să zică ceva și nuclearul să gândească da. ce aude, nu știu. Nu, nu... nu. Și când, un, când evidentul nu poate, să-și mai să ia un ajutor cu el. Da. E, nu știu, mi se pare greu să răspunzi așa la general. Dar dacă veniți la mine un nuclear și un ezit, evitant, ă, altfel se rezolvă problema. Nu știu cum. Când e vorba de un conflict între frați, gen bârfă, nedreptate, etică, frați atât de credință cât și de corp, E sănătoasă o distanțare. Eu gata, eu plec. Cum spunea Ștefania mai devreme, sunt anumite situații, anumite tipuri de relații din care nu ai cum să pleci. Dacă e o relație de rudenie, nu ai cum să pleci din relația respectivă. El îți va rămâne frate în continuare și acolo e altfel, altfel gândești lucrurile de a, rezolva, de a rezolva conflictul respectiv. Adică modul în care rezolvă un conflict, nu știu, cu unul care suntem doar într-o comunitate și ne întâlnim duminică la biserică și avem, nu știu, poate din același grup. Într-un mod rezolvă un astfel de conflict și altfel rezolvă un conflict cu un frate de corp. Adică nu cred că ar trebui să folosim aceeași, același mod. Adică mi se par că sunt puțin amestecate. Eu cred că sunt momente în care e sănătos și e necesar să-ți o pauză, deci să pui un pic de distanță ca să te liniștești, ca să te calmezi, ca să poți să gândești un pic lucrurile și să, să poți să răspunzi altfel decât doar um, așa, dând un răspuns emoțional. Dar în momentul în care facem pasul acesta și ne distanțăm și totuși ne interesează relația respectivă și vrem să recuperăm, cred și că e necesar să există un moment în care să vii spre celălalt și să, și să lucrurile în mod direct. Așa Uh, mă regăsesc în ce ai zis, să zicem, Ștefana, dar uh, adresezi și lucrurile escaladează și lucrurile pot rămâne oarecum neterminate, chiar într-o relație apropiată, să zicem, sau de familie sau mai știu. Eu. Uh, de aia, undeva aș mai adăuga la uh, cercul să de răspuns și lucru pe care totul a pomenit, parcă perimetru, limite. Uh, chiar fiind o relație, să zicem, de rudenie, apropiată, sau știu eu, din care nu poți să fugi categoric, poți să pui niște limite în ce, în ce limite se desfășoară această relație. Legat de întâlniri, legat de evenimente, legat de... Uh, poți să pui niște limite și asta iarăși cred că ajută să detenționeze uh, uh, sau nu să detenționeze, să nu creeze tensiunile pe care le-ar crea dacă n-ar fi limitele respective. Da, sunt protective. Protective, da. Mai luăm două întrebări. Uh, cum putem face diferența între persoana cu care avem conflictul și conflictul propriu zis? Cu rațiune. Uh... Cu rațiune, dar nu uita că ai și sentimente. Și de multe ori, ca și sentimente, încurcăm lucrurile cele două. Da. Nu cred că... Ce zici? Da, zi, zi, Adică e destul de greu, sună bine teoretic că separăm... Uh, persoana de conflict. Dar, practic, nu se întâmplă așa, pentru că conflictul nu l-am cu o idee, ci conflictul, când ajung la nivel de conflict, l-am cu o persoană. E și partea asta emotivă. A da, e partea aia de analiză pe care o pomenea și Ștefana la un moment dat. Uh, trebuie să vezi, să, 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 să analizezi ce se întâmplă, să stai cu tine, să-ți iei timpul ăla apropo de pomenirea lui Bogdan, nu știam să mă gândesc. Știi? Mergi acasă și te gândești. La fel tu, dacă tu ești la care vrei să confrunți, înainte de a confrunta, nu s pe de pe el, ci stai să mă gândesc un pic. De fapt, ce m-a deranjat? De fapt, care e chestia aia? Mă nervează el ca persoană sau e ceva din ce au zis, au făcut? Deci cumva, la asta mă refer când zic cu rațiune. Uh, îți Pui deoparte un timp, îți iei un timp ca să încerci tu cât poți să faci distinția între problemă și persoană. Și după aceea, eventual, faci pași următori, după ce vezi, ți-ai clarificat partea asta. Da, încerci să te gândești uh, în termeni de comportament, să vezi comportamentul, conflictul ca fiind un comportament și să-l distingi de persoană. E până la urmă ca și distinția dintre uh, păcat și păcătos. Cu toții știm că păcatul nu e în regulă, dar asta nu înseamnă că păcătosul uh, are o problemă. Vrem să, să nu mai continue să păcătuiască, dar îl acceptăm ca persoană. Și vrem să să fie mântuit. Textul din Filipen, să-l vezi pe celălalt ca fiind mai important ca tine. Mă rog. Asta e cuvântul, da. Sună foarte bine momentul în care nu ești deja rât într-un conflict și te-ai trezit într-un conflict și ai stat și ai gândit înainte întrebarea cum faci în momentul în care tu o izbucni conflictul, ești acolo mișto cu conflictului, te-ai trezit rât în el și deja e mai greu să mai faci diferența între una și alta, pentru că e moment încărcat foarte mult emoțional și atunci automat când te-ai trezit în treaba respectivă, e greu să pui stop și să zici, adică ar fi ideal să zici când te trezești așa într-un scandal ăsta mare, să zici no, stop, hai să ne luăm o pauză și să Continuăm mâine. Da, Dar de ce poate nu, unul de dintre ce? ei poate să o facă, de ce nu? De ce? Deci e necesar Aș să bucura. fie astfel de momente. E necesar să fie astfel de momente pentru că altfel nu se rezolv lucrurile. În momentul în care conflictul ajunge la o intensitate mare, realmente nu gândești. Deci ți se deconectează prefrontalul și răspuns pur și simplu emoțional. Nu auzi ce se întâmplă și în momentul ăla trebuie să-ți să pui pauză, să te liniștești, ca să poți să raționezi. Da. Deci poți să ceri time-out De ce putem cere time-out? Probabil dacă îți pui asta în minte Undeva preventiv Gândești în felul acesta Eu cred că atunci când o sări lucrurile De sub control Poți să spui, știi ce, clar că lucrurile nu merg bine Hai să ne oprim, să ne gândim Probabil de nu o reușești altor Nu, dar după ce reușești prima dată A doua ori mai ușor Cred Ultima întrebare ce putem face dacă dorința de a avea dreptate vine uneori din cauza faptului că poate desconsiderăm persoana cu care avem conflictul sau ne simțim mai presus? Aplauze pentru onestitatea întrebarea atriborii. și răspunde, are și răspunsul în ea. Undeva problema e din nou, la tine. Cum te uiți la celălalt? exercițiul ăla pe care îl mai, mai, bine am pomenit în întâlnirea trecută, exercițiul ăla de, de, empatie, de a-l înțelege pe celălalt, de a, chiar dacă prima reacție este să izbucnesc ce conduce în halul ăsta în fața mea de m să sădurat, nu mai mișcă cei cu Așa, e, chiar dacă asta e prima reacție pe care o simți, e, prin exercițiu, cred că e te poți gândi, stai puțin, dacă nu se simte bine, dacă are ceva, dacă... Și aceasta, acest, exercițiu îl poți aplica, cred că, oriunde, în orice relație. Îți vine să izbucnești, poate și o faci, și după aceea, regretele te ajută foarte mult să spui, mă, poate nu a avut o zi bună, poate că cine știe ce-i pe acasă cu el, poate copiii, ce știu ce, l-a dus, poate serviciu, poate... Și încep să îl înțelegi, să caut să-l înțelegi pe celălalt și să-l vezi uh, că s-ar putea să aibă niște motivații care l-au dus și pe el în, uh, în nivelul de, de tensiune la care l-au adus. Și uh, dar asta nu o să ducă la o negare după asta din partea ta. Că nu știu dacă toți... o să ducă la o negare. Cel puțin, cel puțin nu îl disprețuiești pe celălalt sau caut să-l înțelegi. Aici, că mi se pare că înțeleg acolo mergea. Ce faci când îl disprețuiești, când îl vezi, mai nu știu cum. Și eu cred că n-ar trebui să-l vezi. Și aici, exercițiul ăsta, treaba asta e cu tine. Pentru că, clar, când mă duc că în în care îl disprețuiești pe cineva, nici nu-l asculți. Adică, pot să zic orice, că e prost. Nu mai, nu, mai, stai să, să te uiți la persoana aia ca având valoare. Ci tu, Ești superior, tu știi mai multe. Și în momentul în care te simți superior, deja ești inferior. Spuneam la început că absența conflictului nu înseamnă neapărat că relația e sănătoasă. Sănătatea unei relații e dată de felul în care gestionăm conflictele și nu de absența lor. Cum le putem gestiona mai bine? Doar câteva indicii din relația lui Avram cu Lot. Geneza 13 zice așa, de asemenea s-a iscat o ceartă între păstorii turmelor lui Avram și păstorii turmelor lui Lot. În vremea aceea, cananiții și periziții locuiau în Canan. Atunci Avram i-a zis lui Lot, te rog să nu fie ceartă între mine și tine, nici între păstorii mei și păstorii tăi, căci suntem frați. 1. dezvoltă o mentalitate conform căreia relația este mai importantă decât să ai mereu dreptate sau să obții ce vrei să nu fie ceartă, căci suntem frați. Mai mult, ia inițiativă în rezolvarea conflictului. Textul merge mai departe spunând, nu este oare toată țara înaintea ta? Focalizează-te pe argumente și nu te lăsa copleșit sau controlat de emoția de moment. Și nu în ultimul rând, textul spune, desparte de, de mine, te rog, dacă tu o iei la stânga, eu o voi lua la dreapta, iar dacă tu ei la dreapta, eu o voi lua la stânga. Separă persoana de problemă. Nu ataca, ci caută soluția. Și dacă toți suntem în fericiri săptămânile astea, să nu uităm. Fericiți sunt cei împăciuitori, căci ei vor fi numiți fii al lui Dumnezeu. El care are mereu dreptate, Singurul care are întotdeauna motivații și intenții curate și corecte, a făcut totul, a dat totul pentru a salva relația, pentru a restaura relația omului cu Dumnezeu. A fost costisitor pentru el și la un alt nivel este costisitor și pentru noi. Atunci când alegem să punem pacea și relația mai presus de propria persoană dar în același timp este ceva divin și dumnezeiesc în capacitatea de a sacrifica ceva de dragul altuia, de dragul celuilalt. Ne bucurăm că ați fost cu noi și în seara mai, asta... Mai, 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 mai vreau să adaug eu ceva. Da? Să nu uităm că Lot și Avram, chiar dacă s-au despărțit, chiar dacă au ales separarea, totuși lui Avram i-au păsat în continuare de Lot. Adică chiar dacă ajungem să mergem pe drumuri străine sau să ne separăm, aia nu înseamnă că îl urăsc pe celălalt și nu mai îmi pasă de el. Adică faptul că nu mă mai implică așa de mult în relația, aia nu înseamnă să am un ghimpe împotriva celuilalt și să nu-mi pese de el și să nu-mi pese de bunăstarea lui. Deci să nu uităm aspectul ăsta că gata ne-am separat și fiecare cu drumurile lui. Cu drumurile lui, dar totuși îmi pasă, e fratele meu. Da, deci cu alte cuvinte s-ar putea ca separarea uneori să salveze relația. Da. O aduce pe alte coordonate, dar o să rămâne albiază. în continuare o relație și îmi pasă de celălalt. Adică nu l-am aruncat la gunoi și atât. Mulțumim că ați fost cu noi. Vă așteptăm și în luna iunie cu ultimul subiect, iertarea. O seară bună!